Sărbătorim astăzi, 22 iunie, o personalitate de mare calibru profesional a psihologiei clujene și a psihologiei românești. Sărbătorim astăzi pe profesor universitar Nicolae Mărgineanu, cel care a marcat hotărător domeniul psihologiei personalității prin lucrările sale atât de larg răspândite în spațiul internațional. Domnia sa a avut contribuții hotărătoare la dezvoltarea psihologiei sociale. Mărturie în acest sens stă și invitația pe care Dimitrie Gusti și Traian Herseni o adresează profesorul Mărgineanu de a intra în echipa lor extinsă într-o perioadă de mare glorie a sociologiei românești. Sărbătorim astăzi pe profesorul Mărgineanu, care era un psiholog mult mai vizibil, mai cunoscut în spațiul internațional decât în spațiul nostru românesc. Sărbătorim astăzi psihologul care a pus bazele psihologiei muncii în țara noastră. Psihologul a dezvoltat centre de resurse umane la cele două mari combinate metalurgice, Hunedoara și Reșița. Psihologul care a inițiat și a păstorit primele școli de ucenici în aceleași centre, Hunedoara și Reșița. Psihologul despre care ucenicii domniei sale pe care i-a avut în aceste centre vorbeau și vorbesc cu foarte multă emoție despre perioada în care domnia sa i-a format pe ei ca profesioniști și ca oameni. Vorbind despre profesorul Mărgineanu, care a urmat studii nivel licență și doctorală și docența primită din cadrul Universității din Cluj, dar același profesor Mărgineanu, în perioada tinereței sale, a fost beneficiarul unei burse Rockefeller cu multiple extinderi la universități de înaltă vizibilitate și credibilitate, precum Harvard, Yale, Columbia, Duke din Statele Americii. Are studii de asemenea în Paris, la Sorbona, la Londra și multe alte locații academice în care această personalitate a psihologiei românești s-a format. Sărbătorim astăzi omul care și-a ghidat întreaga viață respectând un principiu, un îndemn pe care mama sa îl adresează în momentul în care începe cursurile școlii gimnaziale din Blaj. Îi spune așa mama sa: copile, să-ți păstrezi sufletul curat așa precum îți este cămașa pe care ți-o spăl duminica când mergi la biserică. Este îndemnul pe care l-a păstrat cu sfințenie în sufletul său toată viața sa. Este îndemnul pe care l-a transmis și copiilor săi Dana și Nicolae Mărgineanu și pe care aceștia cu aceeași sfințenie l-au păstrat și îl invocă foarte frecvent în dialogurile pe care generația noastră au șansa să le poarte cu cei doi fii acestei mare psiholog. Domnilor lor, doamna Dana Mărgineanu, devenită Dana Țăranu, și domnul Nicolae Mărgineanu, au continuat într-un mod frumos, elegant, modelul pe care părintele lor, profesorul Nicolae Mărgineanu, le-a oferit. Un model intelectual, o pregătire robustă, asemenea lui, un model profesional și, în ultimul rând, un model caracterial. În tot ceea ce fac dânsi. Ei se ocupă și de păstrarea vie a memoriei celor ce au suferit detecția politică, implicându-se doamna Țăranu în revista Memoria, iar mare regizor Nicolae Mărgineanu, cu contribuții extraordinare în ultimii 20 de ani, prin filmele sale, prin care recuperează memoria aceasta vie, ca o datorie personală și de suflet, pe care consideră că o are față de tatăl său și față de toți cei ce au suferit în această perioadă la care m-am referit. Profesorul Nicolae Mărgineanu face detenție politică un număr de 16 ani, având în fapt o condamnare de 25 de ani pentru vina sa de a fi fost un mare patriot. Profesorul Mărgineanu a fost invitat în 1945 de către prim-ministru de atunci, Petru Groza, să negocieze în numele României, să se implice în numele României, pe lângă delegațiile americane, pentru redobândirea Ardealului de Nord, pentru revenirea Ardealului de Nord la patria mamă. E bine, la nici 3 ani de zile, psihologul Nicolae Mărgineanu este condamnat politic, fiind acuzat de înalt trădare.
în ciuda faptului că a adus enorm de mult țării acesteia prin ceea ce a însemnat implicarea sa. Și devine un număr. 5012 este numărul care profesor Măgineanu a petrecut 16 ani de detenția politică, un număr prin care sistemul vrea să-i anuleze identitatea, să-l depersonalizeze. Sărbătorim astăzi un om care a preferat să rămână în România, să-și ofere toată cunoașterea și competența sa acestei țări, în ciuda faptului că după detenție a primit numeroase oferte de la universități din spațiu internațional. E bine, pe scurt, sărbătorim astăzi un intelectual de înaltă vizibilitate internațională, sărbătorim astăzi un intelectual distins academic și profesional și sărbătorim astăzi un intelectual demn și vertical până la finele vieții sale.